Hai pe vol, sunt Victor Mus și sunt alter de mine. Alter. Mă îmbăie băță că își fac și e foarte serios. Ia șoc. Ce? Nu îndoi bățul, că și ești fac aici, eu e foarte serios. Hai pe sunt Victor Mod și azi o am alături de mine pe sora mea Beth. N-am filmat cu dânsa de prin august sau septembrie, dar acum s-o evit ocazia, pentru că am un prieten, cel mai bun prieten al meu a fost în Italia foarte recent și mi-a adus bombani, mi-a spus, cumpără-mi, te rog, bombani made in Italy. Și azi o să degustăm bombani din Italia. Dacă n-ați văzut episodul precedent, care e primul episod în care noi degustăm chestii din alte țări, tot cu Beth l-am filmat, la Beth sus undeva la carduri, bombani din Canada. E super șmecher, a fost foarte interesant, acum hai să vedem cum o să fie bomboane din Italia. Sper să fie fain. Bomboane. Deci Cristi mi-a luat 5 feluri de ciocolată, mulțumesc Cristi. Acum hai să... Deci asta e prima, e una destul de micuță. Se numește Pocket Coffee Espresso. Cafea espresso de buzunar. Înseamnă că e ciocolată de aia foarte, foarte amară. Oh. De care mie nu-mi place. Finissimo, ciocolata e 100% arabica. Nu râdeți de cum citesc eu în italian, pentru că în viața mea n-am învățat italian și n-am idei de cea mai simplă regulă gramaticală. Găsesc măcar made in Italy, dacă mai mult, de atâta nu mă pricep. Are zahăr, cafea lichidă 34%. Înțelege și el emoționate, le citim. Deci, e făcut în Italia, Ferrero. Ferrero e oare vreun oraș? Hai să vă zic mai mult să mă fac de râs. Are 5 bucățele de ciocolată. Nu știu ce aromă are, dar cred că nu-i bună. Deci uitați-vă, așa arată chestiutele astea. Hai să nu mâncam. Mamă, dar și tare miroasa cafea. Hai, Victor, ce fac? Ce fac, Beatrice? Nu știu cum a zis făcut-o. Abia trebuie să o spargi și curgi cafeaua dintr-o asta. Doamne, are cafea lichidă, vă veniți credeți și la Beatrice. S-o spart și-o curs cafeaua lichidă dintr-o asta. Ea mănâncă-o tu pe jac. Nu, n-am mănâncă-o tu pe asta, așa o mănâncă-o de-a. Nu am mănânci. Nu știu, că curge. E mușcă. Ia să mă fac totul, dar nu. Și dacă, hai zi-am. Cafea, cafea. Parcă beau cafea foarte, foarte tare, cu zahăr care nu s-a topit. Știți câteodată când faci cafea, sau mă rog, ceai, n-ai amestecat zahărul și la urmă îți rămâne așa un pic ceai sau cafea cu mult zahăr. Deci zahărul stă acolo în interior. Îmi place și cafea. Sau zahărul când îl mestici. Dar ești mult să pui amul, că tu mănânci ca porci. Hai, dar îți dau ceva să pui. Hai că o mănânc toată, dar... Dar nu mânca, că e cafea și dacă nu vrei, ce să o mănânci? Uitați-vă cum în interior, nu pot să o întorc mai tare, că curge cafea lichidă. Sorna, uite, are cafea în trânsa lichidă, veniți să crem? Ia uite. Ok, acum puteți să puneți skip la chestia asta, să nu vă uitați, pentru că interzis minorul. Miley Cyrus de Moldova. Ah, dacă bei așa numai cafea dinăuntru, nu-i bună, dar așa cu ciocolată. Cu ceai, cu ceai. Deci, e amară cafea. Da, Beatrice, nu-ți mai da prin cadru. Are bucăți de zahăr. Da, e pare, ți-am spus că are bucăți de zahăr. Ciocolata asta nu e amară, e amară cafeaua din interior. Cafeaua e lichid cu zahăr, că nu-i topit. Zahărul e pus pe părțile. Da, e făcut așa pereți de zahăr, știți? Eu nu mi-aș cumpăra așa chestii, dar dacă mi-ar dau ceva, mă mănâncă. E gustoasă, stai ca... Da, ciudată, e nota 7 sau 6. Iar da. Tint la te con nociole interne novita nociola Piemonte IGB, nu știu nici care. Garanția de qualita, ne garantează calitatea. Știi și eu cuvânt în italian. Măi, ținând cont că e scris absolut tot în italiană și absolut nimic în altă limbă, cred că e făcut în Italia. Deci scrie că are zahăr, bineînțeles pe cele are zahăr în ziua de azi. E strato di malto di orzo? Așa arată ambalajul. Deci nu rup în două cu toate tableta de ciocolată cum fac tot timpul. Bineînțeles că rupt în două, deși n-ar fi rupt în două, adică... Are aici niște alune sau ciorțe astea, nu știu, alune arachidic, nu, nici acum nu fac diferența între dânsul în limba română. Mă duc valuri de ciocolată. Simt foarte tare laptele și mie asta îmi place foarte tare pentru că iubesc ciocolata cu mult lapte. La asta îi dau nota... 10. Vegan, biologico, soia și quinoa. Ciocolată din soia, probabil, vegană, naturală, biologică, făcută în laborator de chimie și fizică. Hai să vedem. Asta e făcut în Italia, scrie și tot în italian, scrie că e și făcut în Italia, și oraș, și cod poștal, și vrei. Are scris și în engleză. Ingrediente, unt de cacao. Apropo, noi în Moldova avem unt de ciocolată, în România n-am văzut așa ceva. Extract de proteine de soia 15%. Quinoa sunt niște semințe. Nu din câte știu eu, quinoa sunt niște semințe. Wow!
Ce interesant arată. Da, niște modele. 1, 2, 3. Asta parcă n-are zahăr în loc. Încă e dulce, dar față de șeia. Nu vreau. Nu-ți place? Mamă, nici stai să nici nu știu cum să descriu senzația asta. E bine să vomit. Hei, hai că e bună. E bună. N-are gust de ciocolată. Sunt... Ciocolata asta, care nu ciocolată, nu știu ce s-o asemăn, pentru că n-am idei, n-am mai simțit gustul ăsta. Am gust de lapte. Unt. Unt? Soia. Măi, dar nu pot să mănânc mult când se face greață. Aia. Mai mult de una nu e ok să mănânci pentru că e un pic ciudat. Da, o să aruncă la când. Ciocolată din Modica, fondente, peperoncino, chili pepper. Și ne-a venit să râg de la ciocolata așa, a venit să cred. Da, așa s-a făcut în Italia, calmați-vă, tot normal. Ce râg e așa de tare? A venit să râgi? A râgit două ori de-am, dar așa cu mult gaz, știi? Oh my god, ce învelitoare, ce plapumiță are. Antica dolceria ripița? Ah, rița, scrie, supra că scrie pizza. E mult amor de skin. Scrie în engleză. Suprafața este neregulată din cauza texturii care e făcută după o metodă handmade tradițională, mă rog, handwork. Tradițional la temperaturi scăzute. Și dați ambalaje care îți schid greu. Asta vă nervează pe Victor. Ia uite, parcă eu... Parcă e fier și ala care se folosește la topirea metalului, știi? Parcă e o cărămidă și parcă are un strat așa delicat de rugină pe suprafața ei, evident. E ciudat, e rău de tot, nici nu știu cum să o rup. Miroasa cacao? Mamă, cât zahăr are, îți vezi zahărul prin bulile astea de ciocolată, da. Nu-ți crezi? E o brânză, nu se rupe în două. Deci nici o șansă să o rupe în două, deci oh my god. Hai tu mușcă de acolo și o mârdești. Hai, a dat da. 1, 2, 3. Să iei mâna cât în eu. Dar nu poți face gata. Nu poți, mușc, hai. 2, 3. Dar mă sufla în gură. 1, 2, 3. Dar nu mă sufla, uite, iar mi-a suflat. Da, vine miros de soia aceea. Hai. Hai, că nu-i imposibil, nu putem. Hai, n-ai burgătă. Iute, încât un pic mă punge, mă înțeapă. Ardei, mă, doamne! Zahărul ăsta chiar simte chiar zahăr, cum e zahărul ăla pe care le-ai cu lingura și mănânci. Tare ardei prin ștală. Și iuțimea aia care se înțeapă abia după ce o înghiți și e așa ciudat și se fermentează în gură foarte tare, așa se face ca nisipul. E ciudat rău, eu n-aș mai mânca chestia asta. Nici eu. S-a rămas ultima care sperăm să fie cireașa de tot, pentru că arată mai bine. Baci perungita, perungina. Baci. Nesle italiana. Baci. De asta e făcută din nesle, deci nu știi cât de italienesc. E așa originar. Ingrediente. Ciocolată, lapte, extract de nu știu ce, zahăr, pastă de cacao, buro de cacao, latte, polvere, buro aici. Știți că în italian, parcă toată viața am citit în italian, știi? Am citit așa peste literă, știi? În italian, tot ce lasă, vedeți? Așa vreau și un mixer. Păi surupi ca la vaș. Păi, și puțâni. Și puțâni, mă nervează când pun puțâni. Da. Ce drăguț arată! Parcă e o parașută. Noi avem bomboane în Moldova de forma asta, doar că aici mai iau o chestie. Mai are în ambalaj încă o hârtiuță care scrie stați să vă citesc. Hai, da, așa, așa e un citat. Asta e un citat de-a lui un artist. Aristotel. Francis Bacon. La mine scrie Aristotel. La mine Francis Bacon. La mine Aristotel. Serios? Da. Drăguț până ciocolații în citație. Atât să ai un citat de Aristotel, la mine unul de Francis Bacon. Dar tu l-ai rupt, că tu nu știi ce. Atât ai de Metastasio. Dar știi, faci să pui la ciocolații. Da, dați-vă și drău și idei faină. Hai. Ca un țâmburuc. Un țâmburuc de ciocolată. Multe alune mai întregi, mai fermentate și chestia asta mai maro deschis, care nu știu cum se numește. E faină. Nu pot spune că e wow. E bun. Nu da 10. Nu da 10. Mă dau cât. Astea două au fost ciocolate pământești. Nu pot spune că au fost, oh my god, cât de bun, dar au fost pământești. Dar despre asta pot spune că a fost învingătoarea episodului de azi, ediție de astăzi, datorită mesajului pe care l-avea în interiorul ambalajului din ciocolată, care mi se părte o idee genială. Și de asta o să declară câștigătorul acestei runde, ciocolata Baci Perugina. Deci mulțumesc, Cristi, pentru chestiile astea. Mai puțin pentru astea 3, dar mai mult pentru astea 2.
Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să puneți un like și dacă mai vreți așa episoade să-mi lăsați în comentarii pentru că eu să știu. Și dacă vreunul dintre voi sunteți plecați pe sfădare sau plecați undeva, scrieți-mi un mesaj, un e-mail și spuneți-mi și eu o să vă dau bani să cumpărați de acolo chestii și mai facem episoade genul cu Beth. Dați un share dacă vreți să răspundească video ăsta și mă ajutați să cresc, pentru că în curând am venit la 50.000 de abonați și abonați-vă dacă sunteți noi aici, bun venit în familie, sunteți cei mai tari, eu am fost Victor Muzi, am fost Beatriz sau Beth sau cum vreți voi. Vă pup și ne vedem data viitoare cât mai curând. Pa! Pește, vreoare, oare și să-i cumpă? Câți bani au cu ștereți cheltui?